untură. Eu să-ți le cântăresc împreună cu voi. Am untură. Așa, eu o cumpăr din magazin. Să scoatem. O să avem nevoie de un praf de sare și de apă. Deci puține ingrediente. Și am să pun bolul meu aici. Și vom cântări 250 de grame de făină. Deci 250 de grame de făină. Am pus mai multă. Așa, și vom mai avea nevoie pentru frământat, încă puțină. Așa. Eu mi-am făcut rețeta mea, deci 250 de grame de făină și cam un pahar cu apă. Cam de un deget mai jos, cam atât. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină făină, că depinde de făină, care e mai uscată, care e mai umidă. Așa. Și am să pun aici făina. Am să pun și lingura așa acolo. Deci 250 de făină. Dau deoparte. Așa. Și acum voi pune 40 de grame de untură. Și cântărim așa 40. Deci avem 32 și mai punem puțin. 39, 40. Așa. Și dăm deoparte și untura. Și vom mai avea nevoie și de un praf de sare. Aici am puțină sare și punem așa un praf de sare. Așa. Și cum am spus, voi avea nevoie de un pahar de... Mă scuzați, să-mi iau un pahar de apă. Deci un deget mai jos. Apoi o să-l cântărim să vă spun cât este. Așa. Vedeți, un pahar de apă, un deget mai jos și îl pun așa aici. Și dau deoparte cântarul. Și acum vom lua și vom amesteca această făină. Se vede? Să dau așa mai mult. Voi amesteca așa această făină cu sarea și cu untura. Și strângem. Strângem untura cu făină. Deci luăm făină și strângem. Până o să obținem așa, ca un nisip. Uf, ceva nisipos. Așa. Și strângem așa bine. Și apoi vom adăuga apa. Și acesta este aluatul nostru de lipii. Important este să-l faceți să se odihnească puțin, îl puneți în folie. Dar dacă nu aveți timp, îl puteți face și imediat. Deci până vă pregătiți tigăița pentru foc, așa el se odihnește. Vedeți? S-a făcut așa ca un nisip. O făină nisipoasă. Și acum vom adăuga apa. Și cum v-am spus, dacă e nevoie, mai adăugăm puțină apă. Puțină apă, puțină făină. Așa. Am să amestec așa puțin cu o palituță. Și după aceea îl frământăm cu mâna. Așa. Nu trebuie frământat nici prea mult.
vedeți? Este aproape gata. Am să pun puțină făină aici pe masa mea de lucru. Așa, și am să pun aici aluatul. Deoparte. Și acum îl adunăm. Așa. Astăzi v-am adus mai aproape de aragaz ca să se vadă mai bine. Așa. Și cum v-am spus, vedeți, aluatul este aproape gata. Și acum eu îl împăturesc așa. Și am să dau drumul și la răgaz ca să le facem împreună. Astăzi le facem așa repede. Deci până ne pregătim răgazul, el se mai odihnește. Așa, îl las așa. Puțin. Ați văzut că nu a mai trebuit apă, făină, deloc. Am să dau și apa și paharul deoparte. Nu știu, ia să-l clătesc pe aici un pic mânuțele. Așa. Și acum vin să facem aici am un sucitor și mi-am clătit mânuțele. Am să dau drumul și la răgaz. Vedeți, mi-am clătit aici o tavă, una. Unde o să fac pe acest grătar. Sau puteți face în orice fel de tigăiță doriți. Și am deschis. Am deschis și cu aragazul. Și acum să mai dau așa. Vedeți? Eu vă sfătuiesc să-l lăsați să se odihnească măcar o jumătate de oră. Am să-l mai împăturesc așa puțin. Îl împăturesc și îl las să se odihnească. Și a doua zi este foarte bun. Faceți mai mult aluat și lăsați și pentru a doua zi. Așa. Și o să-l împărțim așa în bucățele. Și acestea nu le mai fac așa rotunde, le las pur și simplu așa. Doar cât am să împăturesc aluatul. Asta mai dau așa puțină făină. Tot timpul să cerneți făina când o cumpărați, că nu se știe. Așa, și apăsăm așa.
Eu vă arăt exact cum fac eu acasă aceste lipii. Așa, am luat-o, îl împăturesc. Așa, deci nu fac biluțe, doar îl împăturesc. Și le facem așa una. Aici vreți să am două. Și le puteți umple cu ce doriți aceste lipii. Noi îl folosim și în loc de pâinică. Seara eu îmi prepar cu o zi înainte sau dimineața aluatul și îl țin în frigider în folie. Și seara numai cât îl întind și le mâncăm calde și sunt bune și gustoase. Așa. Am să dau aici la potrivit. Așa. Și ne pregătim mai întâi turtițele noastre, lipiile, și după aceea le punem. Așa, le împăturim. Și acum le pun așa aici, într-o parte, și începem să le întindem. Întindem. Aluatul, cum v-am mai spus, trebuie lăsat să se odihnească ca să se întindă bine, 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 bine și să fie mai elastic. Când le faceți imediat, eu le pun așa una lângă cealaltă și cât le întind pe celelalte, prima deja s-a întins și s-a mai relaxat puțin. Așa. Și astăzi facem și lipii. Astăzi am stat mai mult împreună. Și am făcut mai multe. Așa. Și să-mi lăsați mesaj în comentarii pentru orice informație doriți și vă interesează. Eu cu mare drag vă răspund. Așa. Și acum luăm de la capăt. O luăm pe prima. De aici, nu știu dacă se văd, așa. Și le întindem. Vedeți? Așa. Le mai întind puțin, dar le întind pe rând. Pe rând ca să... Ia să le pun. Să aibă timp să se relaxeze aluatul, că apoi se strânge. Și luăm alta și o mai întindem puțin. Deci când le faceți așa imediat, o să mai pun puțin făină. Și le punem așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai. Ce le întindem, le coacem în tigaie sau pe un gratar. Eu o să le fac pe gratar. Așa, vedeți?
încă două, le întindem și pe acestea și după aceea le luăm de la capăt. Așa. Sper că se vede bine, eu nu văd. Așa, și acum le luăm de la capăt și o luăm pe prima. Și o mai întindem așa puțin. Și o să o punem pe grătar să vedem cum iese. Așa. Deci cam așa am să las, cam această mărime. Am să o pun aici deoparte și mai întind încă una ca să facem două. Eu le fac, cum v-am spus, pe moment, atunci când mâncăm, că sunt calde și sunt bune. Așa, și să mai întind una și imediat le punem și pe foc. Așa. Tigăița noastră sau unde le coacem trebuie să fie caldă, să fie caldă bine. Să dau sucitorul, vedeți? Așa. Și acum voi lua prima. Eu am să o bat așa puțin să nu aibă prea multă făină. Ia uitați cum arată. Și acum o așezăm aici. Se vede? Nu se vede. Ia să trag camera mai... Oh. Se-mi cade totul. Și o punem așa aici, pe grătar. Și să o facem. Așteptăm să se facă și cât se face să repetăm ingredientele. Am pus la 250 de grame de făină, am pus 40 de untură, un praf de sare și un pahar, ați văzut mai jos unde este paharul, un pahar de apă, deci puneți degetul și îl umpleți mai jos, de desubt, așa. Și atât. Bună ziua, Viviana! Bună ziua! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa. Astăzi v-am adus mai aproape de mine. Astăzi eu mă văd puțin, puțin. Doar ochișorii. Așa. Vedeți că a început să facă, ia uitați, beșicuțe. Am întors-o puțin. Deci, cum am spus, tigăița noastră sau grătarul nostru, eu fac pe acest grătar, trebuie să fie încins bine, 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 bine. Să nu fie nici temperatura prea mare, dar nici prea mică. Așa. Așteptăm, apoi o să o facem și pe a doua. Și să le vedem cum vor veni. Celelalte le las să se odihnească. Și le prepar imediat înainte de masă. Să fie călduțe și bune. Nu cred că a fost așa de încet. Așa. Ia uitați. Vedeți? Lipia. Sunt fierbinți. Le așez așa aici. Acestea am să le fac mai târziu. Le lăs să se odihnească. Așa le puneți cu făină, să nu se lipească una de cealaltă. Așa. Vedeți?
Și le punem așa cu puțină făinuță.